Salutare internet, iată-ne la review-ul lui Evolio Aira Mini, cea mai nouă tabletă de la Evolio, lansată acum o săptămână. Am primit-o și noi în teste de la Evolio și dacă vă întrebați ce căutam afară, am decis să facem un review mai liniștit, mai special, în aer liber și haideți să vorbim despre tableta noastră. Începem cu designul. După cum se poate vedea în partea din față, un ecran de 8 inch IPS, rezoluție 1024x768 de pixeli. Avem o cameră frontală de 0,3 megapixeli. Senzorii. Aceste laturi nu sunt foarte groase și părerea mea că arată foarte bine. Pe partea din spate se vede foarte frumos și mare logo-ul Aria Mini. Mai jos logo-ul Evolio. Grila pentru difuzor. Un difuzor de 0,5 W, cu mult bas și puține medii și înalte. O să-l testăm ceva mai încolo. O cameră de 2 megapixeli. După cum se poate vedea, este un pic ieșită în afară și are un inel metalic în jurul ei, care o face să arate mai bine. Din păcate, performanțele ei nu se ridică la nivelul pe care eu îl visam, deși este o cameră de 2 megapixeli, se putea ceva mai bine. Butoanele de volum și de power. Părerea mea am pusat cam prost, dar este probabil o chestie de gust. Tableta ținută în mod landscape, butoanele sunt sus și uneori puteți să le confundați între ele. În mod portrait, ele sunt în partea de jos, în partea dreaptă jos. Depinde, dacă vă obișnuiți cu ele, nu o să fie o problemă. Pe laturile tabletei, după cum se poate vedea, toate porturile sunt concentrate pe o singură latură. Avem slot microSD, port mini HDMI, port microUSB, jack audio pentru căști, portul de încărcare și microfonul. Toate porturile sunt pe o singură latură, așa cum au obișnuit tradiția la tabletele românești. La interiorul acestei tablete avem un procesor dual core de 1,5, un MediaTek RK3066. Avem 1 GB de RAM, 8 GB spațiu de stocare, la care putem să atașăm un card microSD până la 30 de giga. Avem Android 4.1 Jelly Bean. M-a bucurat să aflu că avem Jelly Bean, pentru că multe tablete românești încă vin cu Android 4.0. Avem numeroase porturi și conectivitate multiplă. Avem chiar și 3G. Noi am primit versiunea cu Wi-Fi, mai există o versiune un pic mai scumpă care are și 3G, deci puteți să o folosiți pe post de telefon. Cea pe care o avem noi are Bluetooth, are Wi-Fi, GPS și este, zic eu, o tabletă completă. Tableta măsoară 8,9 mm în grosime, cântărește 330 de grame. Părerea mea este că este ușor de ținut în mână, dar nu mi-a fost ușor să o țin cu o singură mână, probabil din cauza formatului 4x3. Haideți să intrăm în meniu să vedem cu ce aplicații vine tableta preinstalate. După cum se poate vedea, tableta este goală, am formatat-o acum câteva ore. Avem aplicații precum EvoBook, este magazinul de cărți al celor de la Evolio. Avem preinstalat două cărți, trei cărți, pardon. Haideți să vedem cum arată o carte. Iată cum arată un text. Eu zic că se vede bine. Putem să punem un semn de carte. O să rog pe colegul meu să facă un pic de zoom să se vadă mai bine. Cred că se vede. Cam atât cu aplicația EvoBook. Avem browserul lor standard, avem Google Chrome preinstalat, camera de 2 megapixeli care v-am mai spus, avem manualul tabletei preinstalat, deci putem să vedem manualul în format PDF pe tableta noastră, cu toate specificațiile. Avem Gmail, Google, Google Talk, hărți, avem navigare, presă online. Și cam atât despre aplicații. Hai să închidem câteva din ele. Tableta se mișcă foarte bine, nu am întâlnit lag, nu am reușit să o blochez. Și
surprinzător. Mă așteptam să se reseteze sau să se închidă din senin, cum fac alte tablete românești, dar nu s-a întâmplat absolut nimic. Tableta a funcționat normal și pot să spun că am pe un Google Nexus 7, fiind ultima tabletă cu Android pe care am testat-o. Deci sunt foarte mulțumit despre această tabletă până acum. Ce m-a deranjat a fost butoanele prost amplasate și camera cam slăbuță, dar camera nu știu cât o să folosiți și am folosit-o foarte puțin, dar este binevenită. Difuzorul este de 0,5W, se aude tare, are mult bas, din păcate puține înalte și puține medii. Sunt acolo, dar se putea și mai bine. Dacă aveam și mai mult bas și mai multe medii, cred că era un difuzor foarte, foarte bun. O să facem și noi o probă ceva mai târziu. Haideți să trecem la partea audio. În pachetul tablete găsim un adaptor de la micro USB la USB, prin care puteți să-i atașați un stick, un mouse. Noi o să atașăm un stick pentru a pune o melodie, să vedem cum se aude difuzorul. Iată și adaptorul despre care vă spuneam. Avem o ieșire USB, iar în partea cealaltă micro USB. Îl conectăm în portul dedicat. Atașăm stick-ul. Da, știu că arată ciudat cu chestia asta așa ternată, dar este ok. Haideți să vedem dacă ne-a văzut stick-ul. L-a văzut. Și haideți să punem o melodie oarecare. Nu știu, hai să punem asta. Se pare că s-a blocat. Volumul este la maxim. Iată difuzorul. Părerea mea că se aude suficient de tare cât să folosim tableta undeva în casă. Cam atât cu playback-ul audio. O să vă prezint și un playback video și o navigare pe internet. Asta o vom face la întuneric, o să încercăm acasă. Am prezentat în aer liber ca să vedeți tableta în toată splendoarea ei. Cel puțin mie îmi place cum arată. Chiar îmi place. De asta am decis să o prezentăm afară. Revenim cu playback-ul video și navigarea pe net. Până atunci, numai bine!
Am revenit, am promis un test video. Haideți să dăm drumul la acest video. Unghiurile de vizualizare sunt foarte bune. În acest moment rulăm un clip Full HD pe un stick USB. Tableta se descurcă foarte bine. Acum să trecem la partea de internet, să vedem cum se descurcă tableta pe internet. Pentru asta intrăm pe site-ul nostru. S-a încărcat foarte repede. Scrollul este destul de lin. Încercăm și funcția de pinch. A durat ceva până să se încarce. Se mișcă relativ bine. Mă aduce aminte de Asus VivoTab Smart. Se mișcă la fel ca tableta celor de la Asus. Cam atât am avut de prezentat. Cum am promis, testul video și navigarea pe internet. Acesta a fost evoluarea Mini. Numai bine!